Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru au cai. Sfântul Gheorghe când aleargă împrejurul pământului, iarba înverzăște, pădurea înfrunzăște, pământul se deschide, se deschid și șerurile ca să dea puterii florilor să înflorească și vine primăvara. Când aleargă Sfântul Dumitru, cad frunzele și vine iarna cu omătul. Dumnezeu l-a pus pișeal din tâi în capul primaverii, iar pișeal alt la sfârșitul toamnei, la soroașe, când stocmesc șobanii și s-arendează moșii. Le-a încredințat cheile vremii și le-a zis așa: la porunca mea, voi îți închide vremile după cum îi vede ca hipurtarea omului. Și sfință poartă cheile la brâu cu mare grijă, ca nu cumva să le furi careva din ușă și să se joace cu vremea cum îi place.